Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție al județului Suceava, pe 1 aprilie s-au finalizat verificările în legătură cu un caz de cruzime față de animale, un bărbat fiind reținut pentru rănirea cu intenția unei ovine. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 31 de ani din comuna Burla, acuzat pentru săvârșirea infracțiunii de rănire cu intenția animalelor. Ce s-a întâmplat de fapt? Anchetatorii au stabilit că în cursul lunii august a anului 2022, în jurul orei 4 dimineața, omul a rănit cu intenție o oaie, izbind-o de pământ, iar ulterior lovind-o cu pumni și picioarele. Și nu o singură dată, ci de nenumărate ori, a bătut-o până când a obosit, omul, nu animalul, că oaia nu s-a mai ridicat de la pământ. Lasă-i, lasă-i. Acum bărbatul se odihnește în continuare, dar nu lângă oaie, ci în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Suceava. Pedeapsa pentru fapta sa este amenda penală sau închisoarea de la 1 an la 5 ani. Cercetările în acest dosar au loc sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți.